Doamnelor și domnilor, am revenit în direct la Time Alert. Invitatul meu de astăzi a realizat poate 10.000 de fotografii, iar până acum cel mai mult i-a plăcut să fotografieze orașele Milano și Cairo. Pasiunea pentru fotografie a moștenit-o de la părinții săi, dar mai multe despre toate acestea vom afla chiar de la ei, de la el, de la Sorin Petculescu. Bine ai venit! Bună ziua, bine te-am găsit! Aș vrea să discutăm așadar despre începuturile tale. De unde această pasiune? Da, ca orice pasiune trebuie să aibă și un început. Am avut marele noroc ca părinții mei să aibă înclinații în domeniul artistic, să fie pasionați de fotografie. Încetul cu încetul am furat ceea ce vedeam la ei. Discutăm totuși de anii 80, în care laboratorul fotografic era baia apartamentului cu ceva pus în geam să fie negru. Încetul cu încetul am început să și demontez aparate, să văd cum funcționează și tehnic, și am descoperit că asta e o direcție în care îmi place să merg. Care erau primele tale subiecte preferate? În primul rând, membrii familiei. Apoi lucrurile pe care le vedeam de jur împrejur, ca orice începător în ale fotografiei. Încep cu flori, pisici, fluturi, oameni, și apoi mai departe încerci să evoluezi. Și cum ai continuat? Ai urmat această pasiune? Că știu că tu ești, de exemplu, consultant în securitate informatică. Da, eu ca specializare am o specializare IT și mă ocup în principiu de securitate informatică. Am avut o perioadă în care, să spunem că am lăsat pasiunea fotografiei deoparte, iar de la un anumit punct undeva în jurul anilor 1995, 96, 97 am revenit la pasiune și am încercat să o dezvolt din ce în ce mai mult și până am face un business din fotografie. Ai avut modele, te-ai inspirat de la fotografii consacrați? Bineînțeles, nimeni nu poate să inventeze sau să reinventeze roata, n-ar avea sens, deja e rotundă, să o fac triunghiulară nu cred că ar funcționa. Evident că am găsit idei și noțiuni și bazele fotografiei și mai ales a domeniilor fotografiei care mă atrag la fotografii consacrați din străinătate și din țară. Și am fost și la câteva workshop-uri ale fotografilor de afară, Zecherias și acelor români. Pentru că fotografia e și o meserie și o pasiune și trebuie formată în continuare, trebuie menținută. Există diferențe în stilul fotografilor români și al celor din străinătate? Există diferențe de stil la nivelul fiecărui fotograf, de la om la om. Există și oameni care încearcă să creeze replici, să copieze. Majoritatea celor care încep în a copia, pentru că este normal, imiți ceea ce vezi. Și copilul, când începe învață să meargă, imită pe cei mari care merg. Așa și fotograful vede câteva imagini, încearcă să obțină niște imagini la fel. Apoi, încetul cu încetul, încearcă să rafineze ceea ce obține. Încearcă să fie diferit, încearcă să se exteriorizeze și să în același timp să se interiorizeze prin ceea ce face, dar căutând să se diferențieze de ceilalți. Și așa apare progresul. Ce te inspiră pe tine cel mai tare în momentul de față? Eu am orientare, hai să spunem, puțin comercială către fotografie, dar am și momente în care pur și simplu las tot ce am de făcut, îmi iau aparatul și mă plimb prin oraș, mă plimb prin parcuri, plec la munte, plec la mare, doar ca să mă aerisesc și să fotografiez. Ce mă inspiră? Mă pot inspira foarte multe lucruri. De exemplu, toamna îmi place să fotografiez culorile. Iarna îmi place să fotografiez orașul când este plin de zăpadă și arată aproape abandonat. Vara îmi place să fotografiez oamenii. Sunt diverse lucruri care mă atrag și care în momentul respectiv îmi spun ceva și mă fac să ridic aparatul la ochi. Cam câte fotografii ai făcut până acum? Nu cred că am stat vreodată să le contorizez, dar estimativ cred că fac în jur de minim 3.000-4.000 pe săptămână. Foarte mult, așadar. Cam asta ar fi media unui fotograf pasionat? Nu. Depinde acum de inclinație, depinde de scopurile fotografiilor. O mare parte din fotografiile care discutăm sunt făcute pentru partea comercială, dar tot timpul am un aparat după mine, chiar dacă este numai telefonul, și văd diferite lucruri care mă atrag atenția și care mă fac să le imortalizez. Îmi spuneai mai devreme că tu ești orientat către fotografia comercială. Să discutăm puțin despre activitatea ta.
Da, este o latură mai puțin artistică, deși există și mult suflet în fotografia asta comercială. Este vorba de fotografia de produse, de mâncare, fotografie de studio, portretistică de studio, portretistică în aer liber, fotografie corporatistă, de evenimente corporatiste, fotografie industrială. Sunt niște laturi ale fotografiei destul de puțin explorate la noi, dar care încep să fie din ce în ce mai căutate, pentru că lumea descoperă că este destul de important să investești în imagine și este destul de important să investești și în cineva care știe despre ce vorbește, nu să iei un fotograf de pe stradă, fă-mi două poze și să-și facă treaba cu respectivele poze, pentru că există o diferență între o poză făcută de cineva care știe cum să o facă și o poză făcută de un amator care a pus mâna prima dată pe aparat și a făcut declanșarea. E greu să-i convingi pe oamenii care au un business că au nevoie de o imagine profesionistă? Având în vedere timpurile în care trăim, da, este destul de greu să convingi pe cineva că este necesar să investească în imagine. Dar pe măsură ce îi prezinți rezultatele și arăți diferențele între o poză bună și o poză mai puțin bună, încep să înțeleagă. Este necesar să le faci niște demonstrații, trebuie să le arăți cu degetul efectiv cum ar arăta rezultatul lor și cam cât i-ar costa această distracție, pentru că primul lucru pe care ești întrebat este cât costă. Și atunci lumea încearcă să limiteze la partea asta subiectivă materială, ignorând relevanța și rezultatele care decurg din niște fotografii bune. O ședință foto așadar implică o relație bună între tine și client, între tine și model. Cum ar trebui să fie modelul perfect, astfel încât și rezultatul la final să fie perfect? Nu există model perfect. Fiecare om în parte are părțile bune și părțile mai puțin bune. Eu am expresie, fotograful lucrează cu materialul clientului. Ceea ce încearcă fotografii este să îmbunătățească imaginea persoanei respective, să încerce să o pună într-o lumină cât mai bună ca să evidențieze acele caracteristici plăcute și să încerce să minimalizeze sau să ascundă deficiențele de, eu știu, de ten, de textura pielii și așa mai departe. Despre relație, nu poți să colaborezi cu cineva fără să încerci să-l și cunoști, să ai o relație mai apropiată, să schimbi câteva vorbe, să încerci să-l cunoști înainte de ședința foto. Întotdeauna eu mă întâlnesc cu cei pe care îi fotografiez, stăm 5-10 minute de vorbă, în timpul ăsta le observ trăsăturile, zâmbetul, care partea mai bună a feței este mai expresivă. Și încetul cu încetul se creează o mică relație, hai să spunem, care se continuă în studio atunci când îi pui luminile pe el și este un pic timorat, am atâta lumini de jur împrejur. Dar creând această relație de încredere, deja totul se optimizează și omul este mult mai relaxat și poți obții rezultatele bune de la el. Dacă e să discutăm despre modelele profesioniste, până la urmă suntem oameni și putem avea și zile proaste. Dacă un model de-al tău are o zi proastă, cum reușești să o motivezi? În 3/4 din cazuri, dacă nu există, eu știu, interes, chef sau are o zi proastă, eu personal prefer să amân ședința respectivă pentru că vreau să obțin cele mai bune imagini. Și dacă nu pot evita acest lucru, există multe trucuri pe care le putem folosi, de la o glumiță la... Chiar uneori mă și strâmb, fac animalele numai ca să obțin un zâmbet. Uneori încerc să creez un dialog și în timp ce discut cu persoana respectivă, uneori îi fac poze, dar cele mai multe ori pozele le fac în momentul în care ei nu se așteaptă să declanșez. Pentru că în momentul în care le-a spus să îți fac poză, vor lua poziția aceea și se vor uita așa. Și când le spui relaxat, s-au relaxat și în momentul acela declanșez, pentru că aceea este mult mai naturală și mult mai expresivă ca și imagine. Ești critic cu fotografiile pe care le faci? După ce termini ședința foto, te gândești că poate ai fi putut să folosești altă lumină? Întotdeauna. Cred că sunt cel mai mare critic al meu. În general am un spirit foarte critic și de cele mai multe ori, după ce termin o sesiune de fotografie, mă uit prin imagini, încerc să văd ce aș fi putut reface și de cele mai multe ori, dacă consider că este cazul, refac respectivele cadre. Întotdeauna prefer ca rezultatul final să mă reprezinte măcar 100%. Ce fel de ședințe foto preferi? În ultima perioadă, să spun ultimii 2 ani, am început să am o inclinație către portretistică, mai ales zona de studio, unde pot să mă joc cu lumina, pot să o modific, pot să o pun cum vreau eu. Îmi place și să lucrez și în exterior, în lumină naturală, evident încercând să modific și să aduc lumina acolo unde aș vrea eu să fie. Și iarăși mai sunt foarte, foarte atras de fotografia comercială, gen produs și culinară. Ai și niște locații preferate?
În primul rând este studioul meu, apoi zonele în care aș avea multă vegetație și nu aș avea foarte mulți ochi curioși care să stea să ne studieze ce facem acolo, de ce ne jucăm cu atâtea accesorii, să nu dispare vreo geantă. Că... Da. Și... Cam care ar fi locurile astea în Ploiești, dacă în le spun toată lumea, vor merge acolo. De exemplu, deși este un loc foarte popular, prefer parcul de la Bucov, dar nu cel cu grădina zoologică, celălalt. Pentru că este destul de mare ca suprafață, are diferențe de teren, are diverse spații pe care le pot folosi în mod creativ. Ce urmează după ședința foto? Munca ta nu se oprește imediat cu cea a modelului, tu urmează să prelucrezi fotografiile? Întotdeauna, după ce se termină ședința foto, primul lucru se face o triere a imaginilor care vor intra în postproducție, în editare. Și atunci se stă împreună cu modelul sau cu clientul în funcție de ce se lucrează și se aleg fotografiile care plac cel mai mult atunci pe loc la cald. După care ele intră într-un proces de editare. Pot fi editări complexe care pot dura o oră, două, trei. Am avut și cazul în care am lucrat 12 ore la o fotografie. Sau pot fi editări ușoare dacă discutăm de produse și de lucruri mai simple, unde o simplă reîncadrare, schimbare de contraste este suficientă. Contează și aparatul cu care lucrăm? Trebuie să fie unul foarte scump sau contează mai mult omul care îl folosește? Asta este dilema fotografilor amatori. Ce aparat să-mi iau și dacă am un aparat mai scump, sunt un fotograf mai bun. Din punctul meu de vedere, cel mai bun aparat este cel pe care îl ai în mână când trebuie să declanșezi, când trebuie să imortalizezi imaginea respectivă. Într-adevăr, un aparat dintr-o clasă superioară îți aduce câteva avantaje. Dar dacă știi cum să folosești, dacă știi ce să aștepți de la un aparat, dacă îi cunoști limitele și știi exact ce vrei să obții de la el, poți face lucruri foarte bune și cu un aparat mediu, atâta timp cât știi ce să-i ceri și știi mai ales rezultatul la care vrei să ajungi. Există câteva sfaturi pe care le poți oferi fotografilor amatori? Da, sunt multe sfaturi. Sunt mulți care mă caută, mă mai întreabă. Vin și la curs și îmi pun diverse întrebări despre fotografie. În primul rând, să-și găsească un stil personal. În al doilea rând, să învețe exact cum funcționează aparatul. Pentru că mulți consideră că în momentul în care au un aparat în mână, părinții le-au cumpărat un aparat sau a fost o promoție la magazinul X și Y și au putut să-și cumpere un aparat, a doua zi au devenit fotografi. Mentalitatea asta ar trebui un pic să se schimbe, pentru că apar ca ciupercile după ploaie, rezultatele sunt... aproape oribile. Trăim într-un secol al comunicației și al rețelelor sociale în care toată lumea postează mii, zeci de mii de poze pe zi și fluxul de imagine, calitatea fluxului de imagine este din ce în ce mai slabă. Ce le-aș spune eu, înainte să se apuce să încerce să-și facă un nume, eu știu, Gigel Fotografie, dacă pot să-i spun așa, sau Ionel, sau... Să încerce să învețe câte ceva despre fotografie, de la tehnică la artă, să-și creeze o cultură vizuală și cultura asta vizuală se obține fie prin participarea la, eu știu, cursuri, seminarii, workshop-uri de fotografie sau prin studierea anumitor fotografi, prin educarea ochiului, cum spun eu, vizitarea de expoziții, chiar și de expoziții de pictură, pentru că fotografia este o derivată a picturii la un moment dat. Și încetul cu încetul să-și formeze un simț artistic și estetic, să-și formeze mâna pe aparat, tehnica, și așa vor progresa. Ai spus mai devreme că fiecare fotograf trebuie să-și găsească un stil propriu. Cum ai descrie tu stilul tău? Având în vedere că eu mă ocup de mai multe zone ale fotografiei, am încercat să-mi creez anumite stiluri, dar mergând foarte mult în direcția comercială, este un stil relativ comun cu cel pe care îl cere piața. În schimb, în zona de portretistică am încercat să caut anumite apropieri de anumiți fotografi și am încercat în același timp să izolez rezultatele mele de ceea ce există pe piață. Asta am încercat să o fac prin a căuta diferite unghiuri, diferite încadrări, lumină, mai ales pozițiile luminilor și lucrurile care, acele amărunte care fac diferența între două fotografii. Fotografia s-a transformat pentru tine din hobby în meserie. Se poate trăi în România din această meserie? Până la un oarecare nivel, da. Depinde de pretențiile pe care le ai de la nivelul de trai. Pe de altă parte, după cum discutam și mai devreme, piața nu este foarte, foarte bine formată și este datoria noastră fotografilor să educăm piața în direcția asta.
Într-adevăr, la mine a fost o pasiune care a început să devină o afacere și am descoperit că pot să monetizez pasiunea, ceea ce nu foarte mulți oameni pot spune cu mâna pe inimă. Și mie îmi convine de minune pentru că fac ceea ce îmi place și reușesc să trăiesc făcând ceea ce îmi place. La un moment dat ai făcut și un club al fotografilor aici în Ploiești, mai funcționează? Da, Asociația Fotoclub Ploiești, înființată în 2008, împreună cu Adrian Paraschivescu, prietenul meu. Așa, de acolo, de la asociație, a plecat și ideea cursului. Ne-am strâns o gașcă, să spunem, de pasionați ai fotografiei. Am început să ne întâlnim, să schimbăm opinii, să schimbăm păreri, să ne ajutăm între noi, să discutăm diferite probleme, să organizăm workshop-uri în interiorul clubului, să avem expoziții. Avem niște expoziții anuale pe care le facem, să susținem membrii clubului care poate nu își pot permite să susțină o expoziție sau poate la un moment dat sau altul au nevoie de un aparat sau de un accesoriu. Și ca o consecință a organizării acestea au început să apară și mulți oameni care ne întreabă de ce nu organizăm și un curs. Drept pentru care acum 2 ani am pus bazele cursului de fotografie și funcționează și acum am ajuns deja la grupa 8-a. Vorbim de cursuri teoretice, practice, de o combinație? Da, cursul principal durează 3 luni de zile. Abordează și partea teoretică, există 3 module de teorie, iar restul modulelor sunt practice. Se lucrează strict cu aparatul mână, reluându-se partea de teorie, dar aplicată practic. Mai multe detalii se găsesc pe Facebook Curs Fotoploiești sau pe cursfotoploiești.ro, unde doritorii pot găsi mai multe detalii și mai ales pot vedea imagini, pentru că asta este unul din lucrurile care ne diferențiază de celelalte cursuri. Noi punem tot timpul imagini de la curs cu ceea ce facem și oamenii pot să vadă ce facem, unde lucrăm și toate detaliile. Dacă ai avea un buget infinit, cam care ar fi proiectul foto în care ți-ai investit toți banii? Dacă aș avea un buget nelimitat, probabil mi-aș lua unul sau două aparate și mi-aș lua un concediu de un an, doi, să mă prim prin lume și să pot să vizitez locurile care îmi plac și să am timp să le fotografiez de dimineață până seara, așteptând perioada zilei necesară, apus răsărit, ca să pot să obțin niște rezultate bune. Cred că asta aș face. Ce locuri ai vrea să vizitezi? Din bucket list-ul meu mai am de vizitat Irlanda, Scoția și Australia. Astea sunt locurile care m-ar atrage în mod deosebit și probabil zona arctică. Care au fost cele mai dificile lucruri de care te-ai lovit până acum în cariera ta? De percepția oamenilor referitoare la fotografie, încă avem o mentalitate destul de înapoiată în ceea ce privește fotografia, mai ales dacă te vede cineva cu un aparat de fotografiat de gât pe stradă, încă există mentalitatea aceea, vrei să-mi faci rău, vrei să-mi furi sufletul. Iarăși un moment destul de dificil, pot să spun, a fost acum câțiva ani în Cairo, când fotografiam pe străzi și oamenii n-au primit chiar așa de bine fotograful care se plimba pe străzi și fotografia. Dar în general fotografia este o artă de a rezolva problemele. Pe măsură ce rezolvă o problemă apare alta, dar asta este partea cea mai frumoasă și interesantă, faptul că rezolvi toate problemele ca să ajungi la rezultatul dorit. Din păcate ne apropiem de final, mai am însă o întrebare pentru Sigur. Tine. De fapt, te-aș ruga să le oferi un sfat tinerilor care vor să se apuce de fotografie, dar nu știu de unde să înceapă. Păi eu le-aș spune să înceapă cu începutul, să citească manualul tehnic al aparatului. Este primul lucru pe care îl spun și la curs. Să citească manualul tehnic al aparatului și înainte de a ridica aparatul la ochi să declanșeze, să privească ceea ce vor să fotografieze, pentru că ceilalți 100 de oameni de lângă ei vor face același lucru, vor ridica aparatul la ochi. Dacă lași un pic, privești ceea ce vrei să pozezi, vei descoperi că poți să pozezi și altfel decât ceilalți și în felul ăsta se creează diferența între tine și restul. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență frumos. Și pentru informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu Ploiești TV, să aveți un weekend frumos. La revedere!